Bună dimineața la Ziua Live, sunt Mihai Moga, l-am alături de mine prin telefon pe Daniel Buda, europarlamentar și președinte PNL Cluj. Bună dimineața, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Începem discuția de astăzi, domnule Daniel Buda, cu o analiză pe care o să vă rog să o faceți asupra modului în care România, prin Ministerul Agriculturii, prin Ministrul Agriculturii, domnul Petre Daia, și-a făcut sau nu și-a făcut temele în ceea ce privește despăgubirile, compensațiile pe care fermierii români sau la care fermierii români sunt îndreptățiți să le primească în urma, să spunem, concurenței neloiale sau a afectării pieței de către importurile de cereale ieftine din Ucraina. Avem pe de parte o situație în care e obligatoriu ca România să facă parte din acest efort internațional de a facilita exportul de cereale din Ucraina pentru a rezolva probleme nu neapărat în Europa, cât în alte părți ale lumii și a evita o criză alimentară. România, de altfel, e obligată să susțină Ucraina în efortul ei de a se apăra față de invazia Rusiei, dar și efortul de a sprijini fermierii autohtoni care, într-adevăr, suferă, cel puțin în zonele de graniță, de pe urma cerealelor foarte ieftine care ajung și în România și o să vă întreb în ce proporție ajung din Ucraina. Care e, de fapt, situația? Am văzut o discuție care a devenit și politică, inclusiv aseară în ședința conducerii centrale a PSD. S-a discutat despre prestația ministrului Agriculturii Petre Daia în această privință. Multe voci, chiar din partidul dânsului, susțin că ar fi putut face mult mai mult Petre Daia și Ministerul Agriculturii în privința sau pentru a ajuta fermierii români afectați indirect de război din Ucraina, până la urmă, care e adevărul. Suntem la coada Europei din acest punct de vedere? Vor primi fermierii bulgari, de exemplu, sau polonezi mai mult decât cei români, sau e o temă prost înțeleasă? Ideea este în felul următor. Aș pleca în primul rând de la a preciza împrejurarea că aceste cereale care vin din Ucraina, ele intră în mod legal în România și nu discutăm de, o chestiune care este ilegală. Pentru că Comisia Europeană, sau Uniunea Europeană în ansamblul ei, de acele trei instituții pe care le are și care o conduce, a luat decizia că aceste cereale se poate intra în Uniunea Europeană fără taxe vamale. Deci plecăm de la această chestiune. De asemenea, ANSVSA-ul ne spune că aceste cereale sunt, din punct de vedere calitativ, în regulă. Adică nu avem probleme de calitate a acestor cereale. Acum, mergem mai departe și, într-adevăr, constatăm că există o presiune foarte mare asupra fermierilor din România, generată de împrejurarea că aceste cereale, dat fiind faptul că vin dintr-o zonă care nu au atât de multe condiționalități în ceea ce înseamnă folosirea îngrășămintelor, pesticidelor și așa mai departe, vin cu un preț mult mai mic comparativ cu prețul pe care noi îl avem în România. Am avut discuții cu fermierii și îmi spunea un fermier chiar din Cluj că undeva în jur la 1,20 lei, 1,30 lei ar trebui să vândă porumbul, dar nu poate să-l vândă pentru că a primit doar 98 de bani și îmi spunea că are informații că din Ucraina se aduce undeva în jur de 80 de bani pe kilogram, ceea ce sigur că face porumbul lui ca fiind necompetitiv în momentul de față. În același timp, sigur, noi am cerut și eu și împreună cu alți colegi, cu Dan Motreanu, cu Vareș Bogdan, am cerut Comisia Europeană să vină cu compensații financiare pentru fermierii din România care au suferit pierderi de venit urmare acestei situații. Comisia Europeană a venit și a verbalizat în spațiu public, așa anunțat, cât am înțeles ieri, că va oferi 56 de milioane de euro din rezerva de criză de aproximativ 450 de milioane de euro pe care o are la dispoziție pentru fermierii din cele trei state, Polonia, Bulgaria și România. Ei, venim la o chestiune care este puțin pentru noi de neînțeles, cel puțin pentru momentul de față, și aici Ministerul Agriculturii va trebui să vină să o explice foarte bine în spațiu public, pentru că sunt unele chestii care țin de Parlamentul European sau de eforturile pe care le facem noi ca și parlamentari europeni, dar sunt alte chestiuni care țin de minister, sunt date tehnice. Nu am aceste date tehnice pentru că nu le-am primit. Și atunci, doar din informațiile pe care le avem, oarecum așa să spun, pe surse, se pare că în România am rămas undeva în jur de 3 milioane de tone de cereale care au fost aduse din Ucraina și ar fi generat
pierdere de aproximativă 3 miliarde de euro. Problema este că România primește cele mai mici compensații, plecându-se de la informațiile care au fost comunicate de către Ministerul Agriculturii și Ministerele Agriculturii din cele trei state către Comisia Europeană. Eu nu știu care este dimensiunea problemelor din Polonia. Cred că este posibil că, într-adevăr, polonezii se suferă mult mai mult decât suferă cei din România, bulgarii la fel. Asta doar Ministerul Agriculturii ne poate spune, pentru că el a ministrul participat ieri la Consiliul Agri-Fish, unde știu că am vorbit cu comisarul și am încercat să lămurească această chestiune. Pe de altă parte, vă mai spun încă un lucru care se întâmplă în România și aici cred că trebuie să discutăm un pic și de care ceea ce nu s-a întâmplat la nivelul Ministerului Agriculturii, și anume faptul că sunt foarte mulți fermieri care merg și își duc animalele, vacile în spețe, la abator, pe considerând că nu au furaje pentru aceste animale. Pe de altă parte, noi ne plângem că avem prea multe furaje ieftine în România. Deci undeva ceva este rupt. Nu se poate ca să ai situația aceasta, tu să-ți duci animalele la abator, pe considerând că nu ai furaje. Pe de altă parte, să te plângi că ai furaje prea ieftine în România. Ministerul ar fi trebuit să fi pus la masă fermierii din sectorul zootehnic, pe cei din sectorul vegetal, și să găsească formule oarecum de lucru între aceste două entități, să spun așa, astfel încât ei se poată mai departe să vadă viață. Pe de o parte, cei care au cereale să poată să-și vândă cerealele, cei care au zootehnia să poată să-și cumpere acele cereale, în așa fel încât să poată să nu-și mai ducă animalele la abator. Acum, suntem în această situație. Joi o să vină Comisarul pentru Agricultură în Parlamentul European și o să încerc să discut cu el punctual pe acest subiect. Evident că mai departe vom face presiunea Comisiei Europeană pentru a veni să ne ofere sprijin fermierilor din România în vederea compensării acestor pierderi de venit. Această sumă de 10,6 milioane de euro, ea poate să fie dublată și eu cred că România poate să identifice resurse financiare care pot fi date în această direcție pentru fermierii din România, pentru că din câte am înțeles mai rămas niște bani din politica de coeziune, undeva jur de vreo 10 miliarde, ceva de genul acesta. Plus de asta, mai există posibilitatea de a se acorda compensații fermierilor din România sau fermierilor la nivel european, undeva până la 200% din anumite valori care pot să fie, să spun așa, direcționate în această zonă. Una peste alta, suntem într-o situație oarecum delicată din punct de vedere al sectorului agricol, pentru că ce se întâmplă? Vedeți noastră, agricultura este ciclică. Dacă acel fermier nu poate să-și însămânțeze terenurile în următoarea lună și jumătate, când este epoca de semănat, degeaba îi dau bani în mai sau în iunie, că numai îți pierde anul agricol. Ori acești fermieri, trebuie să înțelegem, au rate la bancă, au leasing-uri, și spunea fermierul de care vorbisem duminică dimineața, că pur și simplu nu știe ce se va întâmpla până la urmă cu ferma, pentru că riscă să fie executat civil de către bancă. Și aici se pune întrebarea, cine va cumpăra oare această fermă cu atât de multe terenuri? Da? Va cumpăra cineva din România sau o să cumpere terenul de cineva din afara României? Deci lucrurile sunt foarte complicate și foarte complexe, de aceea trebuie să fie privite într-o logică destul de serioasă, în așa fel încât să putem găsi soluții pentru acești fermieri, ca mai departe să-și poată conserva proprietățile și, mă rog, fermele și firmele în patrimoniul lor. Pe de altă parte, evident, să-și poată însemăta terenurile astfel încât să putem produce alimente până la urmă de calitate. Pentru că noi tot vorbim de fermier, dar să nu uităm că cea mai importantă piesă din această ecuație este consumatorul. Pentru că el trebuie să aibă acces la alimente care să fie de calitate și în același timp să fie la prețuri rezonabile și accesibile astfel încât să le poată pune pe masă. Pentru că degeaba ai alimente care sunt pe raft, dar nu se poate permite nimeni. Una peste alta, este un subiect care mai departe rămâne în atenția noastră, sperăm să-l putem rezolva în perioada următoare. În același timp, ministerul, și aici eu nu vreau să-l arunc cu prieteni în minister sau un ministru sau altcineva care să fie responsabil, dar aici cred că ministerul ar trebui să vină să lămurească, să ne explice de ce este situația aceasta și în același timp să vină cu măsuri concrete de sprijinirea fermierilor. Pe de altă parte, se întâmplă niște chestii care și mie îmi scapă. Spuneau colegii ieri la AgroTV, că deși s-a dat o formă de sprijin de 73 de euro pe cap de vacă pentru fermieri care produc lapte, doar din cele 650 de vaci care sunt în circuit, să spun așa, doar pentru 200 de mii de vaci au cerut această formă de sprijin. De ceva se întâmplă la minister și eu cred că ministerul trebuie să iasă un pic să lămurească lucrurile, pentru că nu putem să facem agricultură numai mergând prin piețe și cumpărând tot felul de produse, sprijinind fermierii, sigur, face parte integrantă din activitate, dar numai trebuie să ne și concentrăm un pic pe problemele care sunt
mai consistente și care sunt serioase și să venim cu soluții la aceste probleme, pentru că, repet, marea problemă a sectorului agricol este că discutăm de o ciclicitate a acestui sector. Adică dacă nu însămânțezi la timp, dacă nu dai îngășămintele la timp, îți pierzi anul agricol. Există, domnule Daniel Buda, vreo posibilitate ca modul de distribuție a celor 56 de milioane de euro ca și compensații pentru fermierii din zonele de graniță afectați de indirect de război din Ucraina, adică 30 de milioane la fermierii din Polonia, 16 milioane la fermierii din Bulgaria și 10 milioane la fermierii din România să se mai schimbe? Sau, așa cum spuneați, e nevoie să căutăm să compensăm, să spunem, aceste discrepanțe prin alte modalități, accesând alte tipuri de fonduri? Chestiunea e închisă? Domnul Moga, știți care e chestiunea? Nu ne uităm tot timpul ce are vecinul în curte. Dacă are polonezul 30 de milioane de euro în curte legate de aceste compensații financiare, nu e treaba noastră. Ne interesează să avem și noi, nu 30, poate 40, 50, 60, 100 de milioane de euro. Pentru că totuși Comisia Europeană mai are niște bani în rezerva de criză. Înțeleg că la Consiliul Agrifiș, lituanienii și și estonienii, da, au ridicat problema laptelui, pentru că ei au probleme foarte mari cu laptele, tot de ca urmare acestui război și așa mai departe, și vor și ei compensații. Francezii, de exemplu, au probleme cu carne de pui care vine din Ucraina și care le-a creat o presiune foarte mare pe piețele interne. Deci bani există și nu are decât Ursula von der Leyen să găsească și alte resurse de finanțare, așa cum se găsesc pentru diverse axe de finanțare în alte zone. Se găsească resurse de finanțare și pentru agricultură. Deci faptul că polonezii au 30 de milioane de euro, nu trebuie să ne facă pe noi să fim invidioși. Nu, trebuie să găsim și noi acele mecanisme de convingere pentru Comisia Europeană să pună pe masă datele relevante, pentru că aici, mă repet, încă o dată, eu sunt la guvernare și nu vreau să dau în Ministerul Agriculturii, dar sunt totuși niște chestiuni care îmi dă cu virgulă. Ministerul Agriculturii trebuie să fie comunicată datele relevante către Comisie, astfel încât să reiasă că, într-adevăr, suntem într-o dificultate majoră vis-a-vis de aceste situații. S-a spus că datele prezentate de Ministerul Agriculturii ar fi fost învechite sau nu, n-ar fi fost la zi. Și, drept urmare, s-ar fi acordat și aceste compensații. Faptul că suntem în zona unor compensații atât de mici, reduce la concluzia că, da, într-adevăr, aceste date prezentate nu au fost acordate, să spun așa, în realitate. Una peste alta, eu cred că și la nivel național se pot găsi resurse financiare și aici, de asemenea, ministrul are obligația să discute cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă să identifice alte surse de finanțare, pentru că, repet, sunt bani care au rămas din coeziune nefolosiți și care pot să fie folosiți foarte bine în această zonă de sprijinire a fermierilor. Să am o discuție cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă pe acest subiect, poate chiar în cursul zilei de astăzi, astfel încât, repet, să putem veni cu acești bani că se poate de repede în sector. Sigur, nu suntem într-o situație fericită, dar nu cred că trebuie să fim neapărat disperați, pentru că trebuie să identificăm alte mecanisme de sprijinire a fermierilor în aceste momente. Am ascultat-o săptămâna trecută pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, adresând României prin intermediul dumneavoastră mulțumiri pentru eforturile pe care le face în ceea ce privește transportul de cereale, spunând că 60% din cerealele care pleacă din Ucraina în acest moment trec prin România. Dincolo de aceste mulțumiri, e nevoie și de acțiuni mai concrete din partea Comisiei? Evident, și-am cerut aceste acțiuni concrete din partea Comisiei, astfel încât să ne fie pusă la dispoziție infrastructura, pe de o parte feroviară, pentru că știți foarte bine că noi avem o linie de cale ferată pe cantament larg, care se, mă rog, înțeapă, să spun așa, infrastructura din Ucraina, și acolo avem nevoie de vagoane, avem nevoie de barge, în același timp pe Dunăre, și sigur că Uniunea Europeană a venit cu niște, mă rog, forme de sprijin pentru noi, nu atât de consistente cum ne-am fi dorit, și într-adevăr 60% din exportul de cereale din Ucraina pleacă prin România, ceea ce desigur în același timp grevează, da, foarte mult infrastructura din România vis-a-vis de capacitățile acesteia de a transfera sau de a transporta cerealele pe de parte din Ucraina, pe de altă parte fermierii din România nu au mai avut acces la o astfel de infrastructură care să le permită exportul de cereale. Și am cerut Comisiei Europene să vină mai departe cu forme de sprijin în această logică. Am înțeles că sunt discuții avansate vis-a-vis de chestiunea aceasta și
că va continua formele de sprijin pentru România. În același timp, ne-a oferit posibilitatea să folosim banii pe care avem din coeziune, astfel încât să poată să fie, mă rog, alocat pentru dezvoltarea sau consolidarea infrastructurii de transport în România. Vedeți, în momentul în care ne discut de război, oamenii aceia mor în Ucraina, înțeleg că mor aproximativ 1000 de oameni pe zi în Ucraina, cel puțin cifrele care nu sunt neapărat publice. Sigur că orice efort pe care trebuie să-l facem nu este prea puțin și trebuie să înțelegem că acest război până la urmă, pentru că am înțeles unele cercetări care sunt făcute și trebuie să vorbim despre acest lucru, să nu ne ferim, să facem și o astfel de dezbatere. Înțeleg că o bună parte din cetățenii din România își doresc încheierea cu orice preț acestui conflict, chiar dacă Ucraina ar ceda din teritorii. Trebuie să fim foarte conștienți de faptul că dacă s-ar întâmpla, Doamne ferește, o pace cu Ucraina și cu cedare de teritorii, ar fi doar o etapă dintr-un război purtat de Putin mult mai departe. Și cine ar fi următoarea țintă? Ar fi Republica Moldova și ar fi România. Deci nu sunt atât de reticent în a ne manifesta sprijinul și susținerea față de Ucraina, pentru că până la urmă ucrainienii, dacă vreți, și cei care au mai făcut armata sau cei care cunosc puțin acest aspect din logica războiului, sunt în linia întâi, în avampostul din linia întâi, apărându-ne inclusiv pe noi, pe români, da, cu prețul vieții lor. De aceea cred că este foarte important ca mai departe să ne manifestăm solidaritatea față de ei, chiar dacă uneori și noi am obosit, chiar dacă uneori și noi avem nevoie, întotdeauna trebuie să ne gândim la cei care mor pe front. Nu să ne gândim doar la noi, cei care stăm acasă și ne uităm la televizor și eventual spunem canalul când vedem atrocitățile care se întâmplă în Ucraina, pentru că pur și simplu nu ne suportăm. Deci lucrurile sunt destul de complicate, sunt pe termen mediu și pe termen lung, ele trebuie să fie privite într-o dinamică care vedem că nu se oprește și să fim mai departe, repet, de partea bună a lucrurilor și să susținem aceste eforturi de război, chiar dacă pentru moment ne se crede nouă disconfort. Sigur, făcând un echilibru între ceea ce înseamnă bătrânea capacității fermierilor de a produce mai departe alimente pentru consumatori, vreau să putem la dispoziție infrastructura și de a dezvolta infrastructura pe care o avem și în același timp să așteptăm sprijin și din partea altor state, dar aceste eforturi de război trebuie să continue, pentru că, vreau să spun, războiul nu este numai al ucrainienilor, este un război al nostru, al tuturor. Am văzut o declarație în acest sens, extrem de importantă și tranșantă, care poate vine să sublinieze ceea ce spunea și dumneavoastră, a ambasadorului polonez la Paris, în Franța, care, Polonia, o țară NATO, spunea ambasadorul că fie Ucraina își va apăra independența, fie vom fi nevoiți să ne alăturăm acestui conflict, pentru că sunt în joc valorile noastre fundamentale care stau la baza civilizației noastre, deci nu vom avea de ales, iată, spune ambasadorul unei țări NATO, graniță cu Republica Moldova, cu Ucraina, la fel cum suntem și noi. Nu e doar războiul, nu e doar războiul Ucrainei, e războiul Europei. Alternativa la acest război și la susținerea Ucrainei în eforturile lor de a-și apăra independența nu este una foarte, foarte roz, așa cum sublinea și dumneavoastră. Așa este, vedeți, polonezii, din câte am înțeles din acel studiu și acea cercetare, sunt mult mai pe logica asta de a apăra Ucraina și lucrurile sunt complicate. Știți cum este? Noi nu prea știm sau nu prea, lumea de astăzi nu prea este ancorată în ce s-a întâmplat în 40. Avem o memorie destul de scurtă, din păcate, memorie istorică scurtă în România. Da, știi, memoria peștelui pe care îl prinzi, nu uite și îl arunci și îl prinzi înapoi. Nu trebuie să uităm aceste lucruri, nu trebuie să uităm că istoria se repetă cu o acuratețe de acufiori până la urmă, dacă te uiți la toate mișcările care au fost înainte de și de primul război mondial și la doilea război mondial. Deci suntem în aceeași logică și în mod cert, să știți că se va reseta, să spun așa, epoca aceasta de după război. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să ne păstrăm, așa cum spunea și ambasadorul polonez, valorile pe care noi le avem, în așa fel încât să ne putem păstra libertatea în fost și la urma urmei și să nu permitem o escaladare a conflictului care să ne influențeze într-o formă sau alta generația noastră sau generațiile viitoare care vin după noi. Dar sigur, eu vreau să cred că până la urmă totuși va exista suficient de multă maturitate astfel încât să putem asista totuși într-o perioadă oarecum scurtă de timp la o înfrângere a Rusiei. Dacă ați văzut, președintele Chinei a fost în Rusia, mă rog,
rezultatele acelei vizite sau cel puțin cele datele preliminare nu ne indică o apropiere necondiționată față de Putin, ceea ce este un lucru foarte bun pentru lumea întreagă. Și eu cred că de aceea trebuie să continuăm eforturile de sprijinire fără niciun fel de discuție a Ucrainei. În același timp, așa cum am spus, să dându-ne noi foarte bine temele acasă, pentru că, slavă Domnului, avem foarte multe de făcut, avem și resurse financiare destul de consistente puse la dispoziție de Uniunea Europeană, pentru a ne dezvolta diverse capacități, știu eu, și de infrastructură, și de, mă rog, dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel de Cluj, de exemplu, cu metrou, cu centura ocolitoare, cu spitalele, vedem că lucrurile se duc într-o direcție bună. De aceea, chiar dacă suntem oarecum într-o zonă de echilibru fragil pe plan extern, în plan intern lucrurile se, mă rog, se desfășoară, să spun așa, cu o cadență normală și ritmică pentru ceea ce înseamnă bunăstarea, să spun așa, a cetățeanului. Și ar fi păcat de Dumnezeu, să se spune, la noi în zonă, să ne necăm acum la mal când avem atât de multe resurse la dispoziție. Partea plină a paharului este că și pe plan intern avem suficient marjă de creștere și suficiente lucruri de optimizat, astfel încât lucrurile să meargă mai bine. Domnule Daniel Buda, vreau să discutăm un pic despre agenda Parlamentului European din această săptămână și a Comisiei de Agricultură. Am văzut câteva, să spunem, teme, dosare importante. În primul rând, un proiect în Comisia de Agricultură legat de fructele și legumele care ar trebui consumate în școli, un proiect care beneficiază de o finanțare externă importantă, dar care înțeleg că nu e, să spunem, foarte bine utilizat, sau multe țări europene nu profită de acest proiect. Cum se poziționează România vis-a-vis de acest proiect? Legat de marja pe care avem la nivel național, aș face doar o precizare. Am citit masala de studii și analize. România se prefigurează că o să aibă cea mai mare creștere economică la nivel regional, plus 2,1%, condițiile în care economii consolidate, cum este Germania, merge pe minus și așa mai departe. Deci, iată că, apropo de ceea ce se întâmplă în plan intern, lucrurile merg bine și această guvernare asigură stabilitatea necesară unei creșteri economice chiar consistente, cea mai mare din regiune, atât cât se poate, mă rog, de creștere economică în regiune, ceea ce lucrurile, deci ne duce la concluzia că lucrurile merg într-o direcție bună la nivel național. La nivel european, așa cum am spus, într-adevăr, aici sunt preocupări pe diverse zone. Avem acest raport care se referă la ceea ce înseamnă consumul de legume și fructe în școli. Trebuie să știm că există resurse financiare undeva în jur de 180 milioane de euro pe an, dacă bine minte, care se alocă României. Aceste alocații financiare sunt diferențiate în funcție de dimensiunea statelor membre. România primește acești bani, suntem oarecum în primele trei locuri la nivel european în folosirea și gestionarea acestor resurse financiare, ceea ce este un lucru foarte bun pentru noi, în timp ce state precum Franța, de exemplu, nu folosesc acești bani. Și se punea o discuție că va trebui să înceapă și ei să folosească banii respectivi, pentru că până la urmă este și o formă de educație pentru copii, învățându-i de mic să consume fructe și legume pe de o parte, lapte pe de altă parte, și ceea ce concură evident la ceea ce înseamnă sănătatea, mă rog, generațiilor viitoare. Și în același timp, sigur, este un mijloc de educare a lor în ceea ce înseamnă respectarea valorilor care țin de agricultură, de mediu și așa mai departe. Sigur, eu am cerut să avem posibilitatea să luăm bani de la statele care nu folosesc aceste resurse financiare, astfel încât acești bani la nivel european să nu rămână necheltuiți, pentru că eu cred că este important să continuăm și să consolidăm acest program, pentru că, repet, faptul că fiecare copil are acces la fructe și legume în fiecare zi la școală este un mijloc care ține de sănătatea lui pe de o parte și pe de altă parte și de educația lui. De asemenea, acest program își propune să ducă, de exemplu, copiii în ferme, fie zootehnice, fie de altă natură, astfel încât să vadă ce se întâmplă, să știe de unde vine laptele, de unde vine carne, de unde vin fructele, ceea ce cred că este un lucru foarte bun până la urmă pentru noile generații de oameni care vor veni. În ultimele 3 minute ale discuției noastre de astăzi aș vrea să vorbim despre proiectul pilot pentru gestionarea migrației pe care România îl lansează și pe care aș vrea să-l integrăm în efortul mai larg a României de aderare la spațiul Schengen.
Iată, România va face eforturi suplimentare la granițe, inclusiv legate de procedurile privind azilul, returnările în țările de origine a imigranților ilegali, gestionarea frontierelor, cooperarea internațională, mai ales că România se află, din acest punct de vedere, într-o poziție, să spunem, dificil de gestionat sau care presupune eforturi foarte mari, granița cu Ucraina, granița cu Moldova, granița cu Serbia. Cum vedeți acest proiect pilot în efortul, așa cum spuneam, mai larg de aderare la Schengen și dacă, vreau să întreb dacă în ultimele săptămâni s-a schimbat ceva în optica, să spunem, Austriei, care e principala piedică în eforturile noastre de aderare la spațiul Schengen. Acum, aceste proiecte care sunt făcute pentru a gestiona migrația, tocmai vin oarecum, să spun așa, în continuarea așteptărilor Austriei, mă rog, de a gestiona în mod eficient migrația, și România și până acum și-a demonstrat capacitatea de a face acest lucru, iar acest proiect pilot nu va fi altceva decât o nouă ocazie să ne demonstrăm capacitățile noastre de a gestiona în mod eficient fluxurile migratorii. Pentru că, vedeți, noi avem o graniță de 650 de kilometri cu Ucraina și n-am avut niciun fel de problemă de a gestiona această graniță. Cu Serbia la fel, săptămâna trecută au fost identificate 64 de persoane la Arad, pariniță de migranți care erau în ceva camioane. Adică, practic, toate aceste mecanisme pe care le avem în momentul de față în funcțiune, ele funcționează și suntem în măsură să gestionăm în mod corect granițele Uniunii Europene. Sigur, mai departe, am văzut săptămâna trecută că dorește gardul, la fel cum a făcut Trump pe granița cu Mexic. Noi am spus foarte clar că nu aceste garduri sunt de natură să protejeze neapărat Uniunea Europeană, dar aceste lucruri, repet, nu țin de curtea României. Ele sunt, sau aceste aspecte sunt legate de granițele cu între Bulgaria și Turcia, dar și acolo bulgarii, ne spuneau colegii bulgari că au fost foarte mulți oameni de pe frontieră, poziții de frontieră, nu vaneși, care au fost împușcați și care s-au apărat cu prețul vieții lor frontierele Uniunii Europene. Este foarte multă politică care ține, oarecum, ține campaniile electorale din Austria și mai departe rămân în aceeași logică că în mod nedrept Austria s-a opus la ceea ce înseamnă intrarea României în spațiul Schengen. Însă eforturile pe care le facem acum în aceste perioade, chiar dacă ele nu sunt foarte, foarte vizibile în spațiul public, să știți că ele există și tocmai că aceste proiecte pilot vin încă o dată în plus să se demonstreze consolidarea și capacitatea de a apăra granițele Uniunii Europene în mod eficient. Domnule Daniel Buda, vă mulțumesc că am ajuns la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Ne revedem în perioada următoare pentru a continua discuția despre locul României în Europa și despre provocările care vin odată cu criza de securitate, criza energetică și celelalte provocări cărora trebuie să le facem față. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Mulțumesc pentru invitație și vă doresc o zi bună. A fost alături de noi domnul Daniel Buda, președintele PNL Cluj, dar mai ales europarlamentar. Eu sunt Mihai Moga și vă doresc o zi excelentă în continuare.